Hai să pupăm locurile. Bine ați venit la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Ce sărbătoare minunată! Spunea Ștefan când, în timp ce era împroșcat cu pietre, spunea fariseilor și cărturarilor, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Însă noi am venit astăzi aici nu cu gândul de a ne împotrivi, ci cu gândul de a asculta cuvântul Lui și de a ne lăsa cercetați și de a ne lăsa schimbați de cuvântul Lui. Așa că dacă auziți un lucru din Scriptură astăzi, vă îndemn să-l practicați, să-l duceți acasă și să îl puneți în practică în săptămâna care vine. Vezi, creștinismul are trei sărbători foarte mari. Crăciunul, nașterea Mântuitorului, Paștele, moartea și învierea Mântuitorului și sărbătoarea Rusalilor sau pogorârea Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt a venit peste adunarea aceea în ziua cincizecimii. Și dacă sărbătoarea Crăciunului e sărbătorită cu cea mai mare pasiune în zilele astea, sărbătoarea Paștelui e cu mult mai puțin sărbătorită. Însă sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt e o sărbătoare aproape uitată. Și n-ar trebui să fie așa, pentru că e sărbătoarea Bisericii. E sărbătoarea Bisericii. Trebuie sărbătorită cel puțin cum au sărbătorit evreii primirea Canaanului. Când au intrat în Canaan, s-au bucurat pentru că profeția s-a împlinit. Trebuie să sărbătorim sărbătoarea asta cel puțin cum păstorii din Betleem au sărbătorit și s-au bucurat de primirea Mântuitorului și când l-au văzut, spune că s-au bucurat tare mult. Însă noi, la Iovil, aici, noi nu uităm sărbătoarea asta a pogorârii Duhului Sfânt, așa că noi o sărbătorim cel puțin în două duminici, așa că și astăzi ne vom uita la Duhul Sfânt și duminica viitoare, dacă Domnul ne va ajuta, așa că astăzi ne vom uita la persoana Duhului Sfânt și duminica viitoare la puterea Duhului Sfânt. Și vom discuta despre pogorâre, despre primire, despre pecete, despre arvună, despre botez, despre semn, despre daruri. Pentru că sunt lucruri care trebuie să le știm despre Duhul Sfânt. Însă bine ați venit! Aș vrea să vă spun bine ați venit în numele Lui Iisus Hristos la adunarea Sfinților, la sărbătoare astăzi aici la biserică. Aș vrea să mai citesc câteva versete din Fapte, capitolul 2, așa că iarăși o să vă rog să vă ridicați în picioare. De data asta o să citim de la versetul 37. Hai să ascultăm ce s-a întâmplat după ce Petru a predicat. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostolilor, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și printre apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Și vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, vorbește-ne Tu din nou din cuvântul Tău și ajută-ne să fim robi credincioși care Te ascultăm. Amin. Haideți să ocupăm locurile. De-a lungul istoriei, Dumnezeu s-a revelat progresiv sub forma acestor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă la început, în istorie, ne-a fost revelat Tatăl, apoi ne-a fost revelat Fiul și în zilele noastre ne este revelat Duhul Sfânt. Din Geneza până la Iisus Hristos, cel mai important lucru a fost cunoașterea Tatălui.
Și Dumnezeu Tatăl spune, eu sunt cel ce sunt, să n-ai Dumnezei, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să asculți de Domnul Dumnezeul tău. Dacă în vremea lui Iisus Hristos întrebarea a fost cum oamenii îl vor recunoaște pe Fiul Tâmplarului ca fiind Dumnezeu? Astăzi, întrebarea este dacă îl recunoaștem noi și vedem lucrarea Duhului Sfânt, a treia persoană din Trinitate, și o vedem în biserică, nu-i așa? Trăim într-o perioadă de timp, de la înălțarea lui Iisus Hristos până la revenirea Lui, trăim în ultima perioadă de istorie, numită vremurile de pe urmă, perioada bisericii, perioada lucrării Duhului Sfânt. Și în Ioan, capitolul 14, Iisus Hristos ne lasă promisiunea asta. Nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite un alt mângâietor. El vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și acest mângâietor a venit în ziua Rusalilor. Dacă poporul evreu a avut privilegiu să vadă măreția Tatălui și au văzut urgiile care au căzut peste egipteni, au văzut Marea Roșie despărțită, au văzut mana în pustie, stâlpul de foc, zidurile Ierihonului căzând. Și dacă cei din vremea lui Iisus Hristos au văzut măreția Fiului, au văzut minunile, au văzut ochii orbilor cum au primit vedere, au văzut mormântul gol, l-au văzut pe Hristos viu, au văzut măreția Fiului. Noi astăzi avem privilegiu să vedem măreția lucrării Duhului Sfânt, biserica. Nu-i așa că îi condamnăm pe cei din vechime care s-au răzvrătit? Gândiți-vă la Datam, la Abiram, gândiți-vă la Acan, gândiți-vă la Faraon. Cum au putut să se împotrivească lui Dumnezeu, Tatăl, și să spună, cine-i Dumnezeul ăsta? Eu nu-l cunosc, cum a spus Faraon. Nu-i așa că îi condamnăm pe cei din vremea lui Iisus, pe Iuda, pe Pilat, că nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos, pe aprodul ce i-a dat o palmă. Însă păcatul ignorării lucrării Duhului Sfânt, atunci când oamenii din ziua de astăzi ignoră biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, e la fel ca păcatul idolatriei și e la fel ca păcatul crucificării lui Iisus Hristos. La fel de grav. Pentru că astăzi Dumnezeu ni se revelează sub forma Duhului Sfânt. Vrea să ne uităm la cine este Duhul Sfânt. Vrea să ne uităm la ce face și cum lucrează astăzi, cum se primește Duhul Sfânt. Și o să ne uităm la cei 3.000 de oameni, cum au fost ei adăugați bisericii lui Hristos. Cine este Duhul Sfânt? N-a fost deloc ușor pentru părinții bisericii să formuleze doctrinele pe care noi le avem astăzi. Pentru că Biblia nu e un manual explicativ, nu e un manual de teologie sistematică, ci Dumnezeu în Biblie se revelează. El nu explică, El nu se explică, El spune asta sunt. Eu sunt Dumnezeu. Și părinții bisericii au pus la cap lucruri din Scriptură și au formulat doctrinele pe care noi ne clădim astăzi credința. Doctrina Trinității e una dintre doctrinele de bază a creștinismului. Și avem un singur Dumnezeu reprezentat în 3 persoane diferite. Fiecare din aceste persoane, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, sunt pe deplin Dumnezeu. Sunt părți coegale, coeterne și deși sunt independente, sunt într-o perfectă uniune. Însă n-a fost ușor pentru oameni, pentru părinții bisericii, să înțeleagă lucrurile astea. Pentru că conceptul că avem un Dumnezeu trinitarian îi de fapt o antinomie. Și o să vă explic ce înseamnă antinomie, conceptul ăsta gramatical. Anti înseamnă împotriva și nomos înseamnă lege. Și lucrul ăsta se întâmplă, o antinomie se întâmplă când există o aparentă contradicție între două lucruri care sunt amândouă adevărate. Un singur Dumnezeu, totuși, 3 persoane diferite. E un lucru greu de înțeles. Două lucruri care parcă se contrazic. N-ai cum să ai un Dumnezeu și să ai 3 persoane. Ori unu, ori 3. Și o antinomie. Două lucruri care, privite fiecare, sunt adevărate. Însă par să se contrazică. Însă lucrurile astea n-ar trebui să ne mire. Și în Biblie sunt mai multe exemple de antinomii. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e o ființă superioară nouă. Și El depășește rațiunea noastră. Dumnezeu nu-i limitat
la rațiunea și la mintea noastră. Aș vrea să vă dau câteva exemple de antinomii. Iisus Hristos a fost în totalitate și Dumnezeu și om. Și cu mintea ai putea spune, e imposibil. N-ai cum să fii 100% și Dumnezeu, 100% sau în totalitate să fii și om. Însă n-avem altfel decât să credem lucrul ăsta și să spunem cu mintea, nu putem să realizăm lucrul ăsta, însă așa a fost. Pavel spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Spune, nu se poate. Nu se poate. Altă antinomie. Ai spune, când devenim robi, atunci de fapt devenim liberi. Când devenim robii lui Hristos, atunci de fapt devenim liberi. Și ai putea spune, păi ori ești rob, ori ești liber. Ești robul lui Hristos, dar n-ai fost niciodată mai liber ca atunci. Sunt două lucruri care, la fiecare, dacă te uiți, le dai dreptate și par să se contrazică. Alt exemplu. Dumnezeu e și rege, e și judecător. Adică Dumnezeu e și suveran și El ce spune aia se întâmplă, însă și cere socoteală omului. Și din Geneza până în Apocalipsa o să vezi că Dumnezeu cere socoteală oamenilor de faptele lor și de ceea ce fac. Două lucruri care dacă le-ai privi separat, le dai dreptate, însă par să se contrazică una pe alta. Însă n-avem ce face, trebuie să le credem pe amândouă. Și la fel e și cu doctrina Trinității. Trei persoane, un singur Dumnezeu. Pentru mintea noastră finită, e o aberație. Însă avem nevoie de credință să înțelegem lucrurile astea. Vedeți, vă pot da exemple din lumea înconjurătoare, din lumea fizicii. Lumina care o vedem ne este descrisă fiind undă, așa cum e sunetul, dar e descrisă și ca fiind particule. Și îți legi în fizică care susțin teoria particulelor când vorbesc de lumină și îți legi care susțin teoria undelor în lumină. Și de fapt lumina e și undă, e și particul, dar legile astea două par să se contrazică. Însă par să se contrazică până înțelegi că Dumnezeu a creat lumina și o ființă superioară rațiunii noastre ne-a creat. Și lucrurile astea, antinomiile care le găsești în Scriptură, nu le poți înțelege doar cu rațiunea. Trebuie să le înțelegi și prin credință. Trebuie să le crezi. Mulți oameni devin atei și nu-și pot explica cum dacă Dumnezeu e bun, poate să îngăduie pedofilia sau avorturi sau atâtea alte atrocități, holocaustul, 6 milioane de evrei măcelăriți. Cum dacă Dumnezeu e așa bun? Dumnezeu e bun, dar e și drept. Și pe Dumnezeu trebuie să-L înțelegem nu doar prin rațiunea noastră, ci și prin credință. Cine este Duhul Sfânt? Este o persoană divină, de aceeași natură cu Tatăl și Fiul. Ioan când vorbește de Duhul Sfânt, vorbește la persoana, la pronumele personal masculin, El, Duhul adevărului, o persoană. Și așa cum evreii l-au avut pe Tatăl cu El, țineți minte când s-au dus prin pustie, l-au avut pe Tatăl cu El, era prezent acolo. Așa cum păstorii, Maria, Iosif, l-au avut pe Iisus acolo prezent cu ei, tot așa și noi îl avem astăzi pe Duhul Sfânt cu noi. Crezul nicean afirmă clar conceptul și doctrina Trinității ca fiind o doctrină de bază a creștinismului și spune așa, cred într-unul Dumnezeu Tatăl, mai apoi spune, cred într-unul Domnul Iisus Hristos și cred într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit. Atât Tatăl, cât și Fiul, cât și Duhul este deopotrivă închinat și slăvit. Și astea sunt lucrurile de bază în creștinism. Și trebuie să le înțelegem atât cu mintea noastră, cât și cu ochii credinței. Și vreau să vă dau doar câteva trăsături specifice a unei ființe. Când spun că Duhul Sfânt e o ființă, o persoană, Duhul Sfânt are inteligență. Ioan capitolul 14 spune El, Duhul, vă va învăța. El are voință. 1 Corinteni 12 spune că Duhul dă fiecăruia darul cum dorește. El are și emoții. În Efeseni 4 spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. El poate să fie întristat. Comunicare, vorbire, Apocalipsa 2 spune Duhul zice. Duhul spune bisericilor. Însă are și trăsături specifice divinității.
primul rând, prezența și implicarea Lui încă de la facerea lumii. Spune în Geneza 1 că Duhul se plimba pe deasupra apelor. El dăruiește și viață. Ioan, capitolul 6, spune, Duhul dă viață. El e implicat în lucrarea mântuirii, în lucrarea de curăție, de păcat. 1 Corinteni 6, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus și prin Duhul Domnului nostru. Are atributele dumnezeirii, are cunoaștere absolută, atot prezență, atot puternicie, eternitate. În același timp, e și o persoană. În același timp, e și Dumnezeu, e o persoană divină. Ăsta e Duhul Sfânt cu care avem astăzi de-a face și care e prezent în noi și în biserică. Însă dacă am văzut cine e Duhul Sfânt, hai să ne uităm la ce face Duhul Sfânt. Hai să ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt. Și aș vrea să ne uităm înainte de pogorârea Duhului Sfânt, mai apoi o să ne uităm la pogorârea Duhului Sfânt și mai apoi după, în perioada noastră. Înainte de pogorârea Duhului Sfânt, ce se întâmpla în Vechiul Testament? Deși Duhul Sfânt a fost prezent încă din Geneza, încă de la facerea lumii, Duhul Sfânt venea peste anumite persoane pentru o anumită perioadă de timp limitată, după care se întorcea iarăși, se depărta. Îl vedem prezent peste Saul pentru o perioadă de timp, îl vedem prezent peste Samson și peste David, peste alți oameni, oameni care au fost proroci, regi, oameni deosebiți. Țineți minte, David spune în Psalmul 51, să nu iei de la mine Duhul tău cel Sfânt. Pentru că venea, în perioada aceea Duhul Sfânt venea, își făcea lucrarea cu anumiți oameni, după care se întorcea din nou. Însă la pogorârea Duhului Sfânt, ce se întâmplă în ziua cinzecimii? Duhul Sfânt vine, coboară și formează oficial biserica. Și promisiunea lui Iisus Hristos din Ioan 14 se împlinește. Și să ne uităm la pogorârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Ce face Duhul Sfânt în acea zi la pogorâre? În primul rând, e un eveniment istoric cu o semnificație extraordinar de profundă. Vedeți, Hristos trăiește cele mai importante momente din viața Lui în timpul unor sărbători mari ale evreilor. Și Ioan ne spune... Hristos era la sărbătoarea corturilor și atunci știi că ceva face Hristos. Știi că era înainte de înnoirea templului sau la praznicul Paștelui, știai că la anumite sărbători și te uiți în viața lui Hristos și știi că la anumite sărbători El face ceva lucrări deosebite. Și Hristos clădește pe semnificația vechilor sărbători, o semnificație nouă, o semnificație superioară. Și vreau să ne uităm la această sărbătoare. După înviere, Iisus Hristos stă 40 de zile cu ucenicii și după 40 de zile, în momentul înălțării, le spune nu vă depărtați de Ierusalim, că vă voi trimite un alt mângâietor, voi trimite Duhul adevărului. Și exact în ziua 50, după înviere, exact la 10 zile după înălțare, ucenicii erau acolo și era chiar sărbătoarea săptămânilor. Era sărbătoarea Savuot, sărbătoarea recoltei. Și în Levitic, capitolul 23, spune Scriptura evreilor, când veți intra în țara promisă, să ții sărbătoarea asta, să aduci preotului un znop pe care să-l lege înaintea lui, adică să-l închini lui Dumnezeu. Și din ziua a doua, după praznic, să numeri 7 săptămâni, adică 49 de zile. Deci din prima zi, după praznic, să numeri 49 de zile, 7 săptămâni. Și atunci să duci iarăși înaintea lui Dumnezeu 2 pâini din floarea făinii. Din nou, ca dar înaintea lui Dumnezeu. Și exact asta se întâmplă la sărbătoarea săptămânii. Și în Deuteronom 16 ne este prezentat modul cum duceau oamenii. El spune... După ce poporul număra 7 săptămâni, adică 49 de zile, în următoarea zi începea sărbătoarea săptămânilor. Era o sărbătoare a bucuriei. Deja secerișul se terminase și trebuiau aduse daruri de mâncare, nu doar lui Dumnezeu, nu doar niște pâini simbolice înaintea lui Dumnezeu, ci trebuia să duci și levitului, trebuia să duci săracului, trebuia să duci celui lipsit din popor. De fapt, era o sărbătoare în care toată lumea se simțea bine, toată lumea se sătura, chiar și cei ce nu aveau nimic. Iisus Hristos a fost primul snop
care a fost închinat de Paște lui Dumnezeu. El a murit, însă pentru a vedea o rămășiță care va veni după el. Iisus Hristos a fost acel bob de grâu care, semnificativ, la început, imediat în ziua praznicului, trebuia dus înaintea preotului. Însă mai apoi, vedem în ziua cinzecimii, că secerisul s-a terminat și sărbătoarea primește o nouă semnificație. Vedem 3.000 de oameni cum se adaugă bisericii și vorbim de o altă sărbătoare. O sărbătoare care, deși a fost o sărbătoare a mulțumirii, a fost o sărbătoare în care ucenicii ce au primit au dat mai departe prin cuvântul lui Dumnezeu. A fost un eveniment unic, irepetabil. Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, peste adunare, a născut odată pentru totdeauna biserica lui Hristos. Pogorârea a fost un eveniment promis de Hristos ucenicilor și nucleul acela de ucenici a devenit biserică. Astăzi noi nu mai putem retrăi sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, la fel cum nu mai putem retrăi nașterea Mântuitorului sau moartea Mântuitorului. Noi doar o sărbătorim, noi doar ne aducem aminte de acele evenimente. De aceea cântarea Doamne, mai vrem rusalii, din punct de vedere teologic, nu-i corectă, pentru că exact ce s-a întâmplat atunci nu se mai poate întâmpla. Cu toate că o să discutăm despre asta în punctul 3, Duhul Sfânt se mai primește și astăzi, însă în biserică să se pogoare oficial peste biserică sau s-a pogorât în sărbătoarea săptămânilor, în ziua 50-a după învierea lui Iisus Hristos. Haideți să vedem ce face Duhul Sfânt după pogorârea în ziua cinzecimii și exact textul care l-am citit. Din momentul pogorârii Duhului Sfânt peste biserică și până când Duhul Sfânt va fi luat în momentul răpirii cu biserica, Duhul Sfânt îi prezent tot timpul cu și în ucenici, adică cu biserica și în biserică. În Ioan 14 spune că Iisus Hristos, Mângâitorul, va rămâne cu voi nu 5 ani, nu 10 ani, ci în viac va rămâne cu voi. A fost un timp când puteai, când Duhul Sfânt venea și pleca. A fost un timp când Duhul Sfânt s-a pogorât într-o zi specială, la o sărbătoare specială și a înființat biserica. Însă astăzi noi ne bucurăm că Duhul Sfânt poate să vină și să mai mântuiască oameni și să fie adăugați bisericii. Romani 8:9 spune, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, el nu este al lui Hristos. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, el nu este al lui Hristos. Nu poți să fii astăzi creștin, nu poți să fii în biserică a lui Hristos, în trupul lui Hristos, fără să ai Duhul Sfânt. E imposibil. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. Haideți să ne uităm la cum lucrează Duhul Sfânt astăzi. Ne-am uitat la ce face înainte de pogorâre, ce a făcut în acea zi specială a pogorârii Duhului Sfânt. Și aș vrea să vedem cum lucrează astăzi, în perioada noastră, că asta e ceea ce ne interesează. Cum poți să-L primești în viața ta? Cum poți să te alipești și tu bisericii? Și dacă pogorârea a fost un eveniment unic, irepetabil, în care Duhul Sfânt a intrat în biserică, astăzi, primirea Duhului Sfânt e un eveniment personal ce se repetă de fiecare dată când Duhul Sfânt intră în viața cuiva și îl mântuiește. Intrarea Duhului Sfânt în viața cuiva e acel moment în care, în urma auzirii cuvântului, în urma auzirii Evangheliei, oamenii cred, oamenii sunt născuți din nou, e momentul mântuirii. Și aș vrea să ne uităm la cei 3.000 de oameni care au fost acolo. La început, probabil au râs și ei, probabil i-au batjocorit pe ucenici, peste care s-a pogorât Duhul Sfânt și în momentul când s-a înființat biserica, însă, povestea nu se termină acolo. Petru se ridică în picioare și predică Evanghelia. Și 3.000 de oameni în ziua aia s-a adăugat bisericii. Haideți să vedem ce se întâmplă. Versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe care l-ați răstignit voi. În primul rând, Duhul Sfânt lucrează prin auzirea Evangheliei, prin auzirea cuvântului, adevărului. Vedeți, Duhul Sfânt nu vine prin cântare,
Nu vine prin rugăciune, ci vine prin cuvânt. Petru predică Evanghelia și le spune clar, voi sunteți păcătoși. Hristos a murit. Și singura voastră șansă e să credeți în jertfa lui Hristos pentru a păcatele a vă fi iertate. Oamenii aud, cred Evanghelia și primesc Duhul Sfânt. Petru predică Evanghelia asta și în Galateni Pavel spune, iată numai ce voiesc să știu între voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Fără cuvânt, așa cum s-a mai spus astăzi aici, n-ai cum să ai Duh Sfânt. Duhul Sfânt e în viața ta în funcție de cât cuvânt e în viața ta. Dacă ne uităm în celelalte exemple, la famenul etiopian, la atâția alții, la temnicerul din Filip, întotdeauna a fost cuvântul, care a lucrat. Vrei lumină, vrei călăuzire în viață, deschide Scriptura. Vrei Duh în cântare, fii atent la cuvinte, la cuvintele care le cânți. Vrei Duh în rugăciune, roagă-te cuvintele lui Hristos. Întoarce-i promisiunile din psalm, din Scriptură, întoarce-i-le înapoi lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să ai Duh în rugăciunea ta. Vrei Duh în familia ta, în copiii tăi. Trebuie să le spui cuvântul. Fără cuvânt nu există Duh Sfânt. Versetul 36 ne spune clar. Petru predică Evanghelia și oamenii aud. 2. Versetul 37 spune, după ce au auzit cuvintele acestea, ei au rămas străpunși în inimă. După auzirea cuvântului, oamenii ăștia rămân străpunși în inimă. Și n-au fost sensibilizați de vorbele unui pescar, n-au fost sensibilizați de faptul că Petru le spune, voi l-ați răstignit pe Hristos, de faptul că un rabin sau un om bun a fost răstignit pe cruce. Nu, ci oamenii ăștia au fost sensibilizați că au primit o inimă nouă. Dintr-o dată, inima lor de piatră a devenit o inimă de carne. Au fost născuți din nou, au început să creadă, să se încreadă în informația care o primeau. Nu doar că cineva le-a predicat, ci ceva s-a întâmplat în interiorul lor. Au rămas străpunși. Inima li s-a schimbat. Au început să creadă lucrurile astea. Da, așa îi. Hristos a murit pentru păcatul meu. Și ăla a fost momentul în care inima le-a fost străpunsă. A fost momentul în care au crezut. Și aici vorbesc despre o credință mântuitoare. O credință care mai apoi, o să vedeți, duce la schimbarea vieții. Nu doar despre o credință de pe buze, o credință mărturisitoare. Da, și eu cred. Și eu cred că a fost un Iisus care a murit. Nu. O credință mântuitoare care te mobilizează și la fapte. Prin credință în cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt intră în viața omului, îl naște din nou și îl adaugă și lipește trupului lui Iisus Hristos, bisericii. Tit, capitolul 3, spune așa, El ne-a mântuit, cum? Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. N-ai cum să fii mântuit fără înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nu poți să nu simți acea străpungere pe care Duhul o face prin cuvântul Lui. Când Iisus Hristos în Ghețimani, când vin să-L prindă, El le spune pe cine căuta, Eu sunt. Toată lumea să dă câțiva pași înainte și cad jos. N-ai cum când te întâlnești cu Iisus Hristos, când Duhul Sfânt îți schimbă inima, n-ai cum să nu știi. E o lucrare care se întâmplă noaptea. Nu e o lucrare care se întâmplă, e o lucrare care se întâmplă atunci când auzi cuvântul, însă ieși străpuns în inimă. Toți oamenii ce s-au întâlnit autentic cu Dumnezeu, fie cu Dumnezeu Tatăl, fie cu Dumnezeu Hristos, au știut. N-au avut inimile schimbate așa că au trecut doar pe lângă Iisus Hristos, nu. Au fost și o străpungere a inimii. Auzirea Evangheliei, auzirea cuvântului, mai apoi străpungerea inimii. Și în versetul 37, partea a doua, ni se spune, vin ei și spun, fraților, ce să facem? Adică nu doar o credință, nu doar o predică bună, ci și trebuie să trecem și la fapte, o schimbare a vieții. Nu-i suficient să auzi Evanghelia, nu-i suficient să fii sensibilizat, să-ți pară rău, să plângi pentru păcatele tale, îmi pare rău. Nu-i suficient. Credința mântuitoare îți va schimba și viața, îți va schimba faptele. Versetul 41 spune, cei ce au primit propovăduirea,
Nu toți. Cei ce au primit propovăduirea au trecut și la fapte. Iacov ne spune, credința fără fapte e moartă. Și în versetul 38, Petru le spune, pocăiți-vă și botezați-vă. Adică fiți alipiți de biserică, biserica lui Hristos. Dacă nu te botezi, tu dovedești că ai doar o credință superficială, o credință ce nu duce la mântuire. O credință care nu-ți schimbă faptele, nu e o credință mântuitoare. S-ar putea să fie o credință mărturisitoare și tu să spui, da, Hristos, cred Biblia, Hristos a murit, da, cred. Dar nu faci nimic. Ai o credință drăcească și dracii cred și nu fac nimic. Credința aia te va duce în iad. Însă dacă tu crezi, dacă te botezi, dacă faci ceea ce spune Scriptura, aia e o dovadă și e dovada pentru tine că tu crezi credința mântuitoare. Marea trimitere spune așa, duceți-vă în toată lumea, spune ucenicilor, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. E destulă, e prea multă credință mărturisitoare. Da, și eu cred. Însă e prea puțină credință mântuitoare, aceea care te va mobiliza să faci tot ceea ce Hristos ți-a poruncit. Nu poți crede cu adevărat și să nu te botezi. Nu poți. Nimeni din Noul Testament n-a crezut cu adevărat și mai apoi să nu fie botezat, ci toți s-au botezat. Pentru că botezul e expresia credinței tale, e mărturia a ceea ce deja ți s-a întâmplat. Și nu e bucurie mai mare decât să mărturisești că ai murit împreună cu Hristos, ai murit față de păcat și acum trăiești o viață nouă. Nu e bucurie mai mare. Aș mărturisi asta în fiecare duminică. Vreau să observați, prin pocăință și prin botez, oamenii ăștia 3.000 și Duhul Sfânt îi alipește de biserică. Însă, și asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt alipește oameni de biserică, de trupul lui Iisus Hristos. Însă eu mă întreb dacă cineva se desparte de biserică. Dacă cineva spune, lasă-mă în pace. Am auzit eu destule. E important ce e în inimă. E important ce cred. E important între mine și Dumnezeu. Dacă tu te desparți, dacă pleci din biserică, mă tem că nu ai Duhul Sfânt în tine și te-ai înșelat. 1 Ioan capitolul 2 spune așa, ei, despre niște oameni care erau în biserică, spune, ei au ieșit din mijlocul nostru ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Duhul Sfânt alipește oameni de biserica lui Hristos. Duhul Sfânt îi ține împreună și noi, dacă suntem astăzi aici, din confesiuni diferite, e că Duhul Sfânt ne ține împreună. Tu când te desparți de biserică, tu când pleci, când îți iei jucăriile și te duci, mă gândesc de ce duh ești călăuzit. Să fii în afara bisericii. Nu eu o spun, Pavel o spune în 1 Corinteni. Să fii în afara bisericii, să fii dat afară din biserică, tu să spui nu mai vreau, să plec din biserică. Nu vorbim de transferul în altă biserică, vorbesc de faptul că pe tine nu te mai interesează de biserică, de creștinism, tu le știi pe tale. Pavel spune, cine e afară din biserică, e dat pe mâna satanei. Nu poți să fii așa neutru. Ori ești al lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, în trupul lui Hristos, ori ești al lui satana. Și nu eu o spun, ci Pavel o spune. Dacă a fost o vreme când Duhul Sfânt venea și pleca și dacă a fost o vreme când Duhul Sfânt s-a pogorât, astăzi e vremea când Duhul Sfânt e prezent în biserică și prin auzirea cuvântului, prin străpungerea inimii și schimbarea vieții, poți să fii și tu alipit trupului lui Hristos. Creștinul poate avea nu doar mântuire, ci poate avea și siguranța mântuirii, datorită pecetluirii ce o face Duhul Sfânt. Și vreau să vorbesc doar câteva minute despre pecetluirea și arvuna Duhului Sfânt. Efeseni capitolul 1 spune așa, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, totdeauna va începe așa. Când vorbim de Duhul Sfânt, când vorbim de mântuire, când vorbim de prezența Duhului Sfânt în viața cuiva, întotdeauna începem de la cuvânt. Și voi, spune Efesenilor, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ce s-a întâmplat?
Ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii voastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Pecetia însemna și era semnul că acea proprietate era al acelui om care își pune pecetia pe ea. Arvuna era o garanție care se dădea atunci când cumpărai, când răscumpărai o proprietate. Era o siguranță din partea celui ce o cumpăra că va fi cumpărată până la final. Și noi astăzi mai dăm o arvună când cumpărăm lucruri importante. Acum fiți atenți. Dacă v-aș promite că vă dau 1.000.000 de lire la sfârșitul anului, ar fi bine. Dar dacă v-aș da astăzi 1 liră, m-ați crede? V-aș da ca arvună 1 liră. Dar dacă v-aș promite că vă dau 1.000.000 de lire la sfârșitul anului, dar astăzi v-aș da 100.000 de lire, i-aș pune în mână. Nu-i așa că m-ați crede? Pe cum e arvuna mai prețioasă, pe atât încrederea mea în acel om îi mai bună. Acum, Duhul Sfânt, când ne-a mântuit, ne-a pecetluit și Duhul Sfânt îi arvuna lui Dumnezeu, că își va duce lucrarea până la capăt. N-a putut să-ți dea nimic mai prețios decât Duhul Sfânt. Nu există nimic mai valoros în lumea asta decât Duhul lui Dumnezeu. Pentru că are aceeași valoare cu Dumnezeu Tatăl, aceeași valoare cu Dumnezeu Fiul. E inestimabil. Tu ai Duhul Sfânt, dacă l-ai. Ai pecetea Duhului Sfânt și ai și arvuna Duhului Sfânt. Asta spune Pavel în Efeseni 1:13. Este o arvună a moștenirii voastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Nu te mai îndoi niciodată de mântuirea ta. Cu toate că câteodată nu simțim, nu-i așa? Mai ales când ești în păcat. Cum să simți? Cum să simți că ești mântuit când tu trăiești în păcat? Aduceți aminte de David. Spune el, câtă vreme nu m-a mărturisit păcatul. Oasele, totul mă durea. Știam, sufletul meu plângea. Însă chiar și atunci, în momentele cele mai grele, ridică-te sprijinindu-te pe Dumnezeul tău, știind că tu ești al lui Dumnezeu. Dacă n-ai avea siguranța asta, oare cum ai trece prin încercări? Siguranța mântuirii tale nu-i de ceea ce simți sau de ceea ce faci, ci de încrederea în arvuna Duhului Sfânt. Când ești căzut, când ești confuz, când nu mai știi, când nu mai ai siguranță, bazează-te pe Duhul Sfânt și spune, Doamne, ridică-mi de aici. Nu este nimic mai prețios ca Dumnezeu. El s-a dat pe sine ca garanție ca tu să crezi că te va duce în rai. Crezi că te va duce în rai? Asta înseamnă să ai siguranța mântuirii, să ai Duhul Sfânt în viața ta, să te uiți nu la tine, nu când doar când ești pe munte, când ești aici cu mâinile și când cânți, nu. Și când ești la lucru, când ești poate în groapă. Și atunci să știi că Duhul Sfânt e lângă tine. Aș vrea să închei cu câteva aplicații. Ce faci cu antinomiile sau cu lucrurile pe care nu le înțelegi pe deplin din Scriptură? Ce faci cu doctrina Trinității? Ce faci cu doctrina mântuirii? Prima aplicație. Acceptă tot adevărul Scripturii. Acceptă tot ceea ce spune Scriptura. Nu doar unele versete care poate îți plac ție mai mult. Trebuie să acceptăm toată Scriptura, pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu e insuflat de Dumnezeu, chiar și dacă nouă ni se pare că unele lucruri sunt contradicție cu altele. Nu aluneca într-o extremă, pretizând că tu le știi pe toate. Mă tem și mă îndoiesc de creștinii ce dau cu pumnul masă și spun și fac pe toți eretici. Toți restul sunt eretici, dar ei le știu. Și apreciez smerenia și maturitatea celor care spun, acum cunoaștem în parte. Dar când va veni El, vom fi și noi ca El. Așa că, în primul rând, haideți să acceptăm tot ceea ce citim, tot ceea ce găsim în Sfânta Scriptură și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii, să le înțelegem. Însă avem nevoie de credință atunci când unele lucruri par contradictorii. Alt lucru. De ce e așa important că Duhul Sfânt e o persoană?
Am vorbit despre persoana Duhului Sfânt, am vorbit că nu-i doar o putere, nu-i o forță impersonală, nu-i doar un atu spiritual care îl avem unii, ci o persoană. E foarte important să înțelegi că e o persoană, pentru că dacă înțelegi că e o persoană, vei înțelege că poți avea o relație cu acea persoană. Nu-i doar ceva ce ai, ci ceva cu cine poți să ai o relație. Vedeți? A doua aplicație. Nu tu ai Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt te are pe tine. Duhul Sfânt a fost prezent de la creație. El ne are pe noi. Noi nu spunem că avem mai mult sau mai puțin Duh Sfânt, ci spunem că Duhul Sfânt ne are pe noi mai mult sau mai puțin. Cu cât te hrănești din cuvânt, cu atât Duhul Sfânt te va folosi mai mult. Cu cât cunoști Scriptura, cu cât cunoști clar ceea ce Dumnezeu vrea să spună pentru tine, cu atât poți să spui, am Duh Sfânt mai mult. Cu cât uiți Scriptura, cu cât nu deschizi Scriptura, cu cât nu te rogi, cu cât ignori lucrurile astea, disciplinele spirituale, degeaba te lauzi că ai Duhul Sfânt. Că nu ai. Nu noi îl avem pe El, ci El ne are pe noi. Altă aplicație. Cum pot cei dragi ai mei primi Duhul Sfânt? Cum pot copiii mei să fie și ei alipiți de biserică? Cum pot și ei să aibă siguranța mântuirii? În primul rând, când vor auzi cuvântul Evangheliei spus de mine. Când vor auzi cuvântul Evangheliei dus acasă, citit acasă. Când vor rămâne străpunși în inimă și când vor avea o viață schimbată. Și asta primește Duhul Sfânt. Când se vor pocăi și își vor schimba viața. Duhul Sfânt se primește în urma auzirii Evangheliei, în urma pocăinței și credinței, în momentul mântuirii. Așa că dăm voie să te întreb, pe cine ai adus ultima dată la biserică să audă Evanghelia? Cui ai spus Evanghelia ultima dată? De cine îți pasă așa de mult încât să-i duci cuvântul Evangheliei, așa cum Petru le-a dus celor 3.000? Îți pasă de cineva sau nu-ți pasă de nimeni? Tu nu știi Evanghelia, tu nu o spui la nimeni. Lasă să spună păstorul, lasă să spună alții, evangheliști mari, nu noi. Datoria fiecăruia dintre noi, datoria fiecărui ucenic. Discutam săptămâna asta cu fratele Ruben și discutam despre importanța cuvântului, despre importanța Evangheliei, despre importanța evangelizării. Și spunea, ar fi bine la noi în biserică să numim membrii din biserică, să le dăm o săptămână de gândire și mai apoi, în fiecare duminică, să vină altcineva aici în față și să spună Evanghelia. În două, trei cuvinte să spună, asta am fost, asta mi s-a întâmplat și asta sunt acum. Asta înseamnă să învățăm să spunem Evanghelia. Păi dacă noi nu facem evangelizare, cine o să facă? Dacă tu nu știi Evanghelia, cum să se pocăiască oamenii? Cum să vină Duhul Sfânt? Cerul nu o să se mai deschidă. Nu o să se mai pogoare ca peste cei din acea zi. Aia a fost un eveniment unic, istoric, irepetabil. Însă, tu când spui evanghelizarea, când spui Evanghelia astăzi, copilul tău, prietenul tău, vecinul tău, poate primi Duhul Sfânt. Poate să audă Evanghelia, poate inima să-i fie străpunsă și poate să fie și el alipit bisericii. Și în ultimul rând, dă-mi voie să te întreb dacă tu ești sigur de mântuirea ta. Și dacă da, de ce? Dacă v-aș întreba, sunteți siguri de mântuirea voastră? Și ați spune da. Vă întreb, de ce? De ce spui da? Pentru că ai avut un moment de lacrimi într-o tabără? Pentru că ai venit în față? Pentru că te-ai botezat? Pentru că ai ridicat o mână, pentru că slujești, vii aici la biserică și faci, ești implicat într-un departament, din cauza asta ești sigur de mântuirea ta? Ești sigur de mântuirea ta când ai roada Duhului Sfânt în viața ta. Vrei să știi că ai Duhul Sfânt? Vrei să știi că ai pecetea, că ai arvuna Duhului Sfânt? Uite-te dacă ai roada Duhului Sfânt.
dacă tu ești plin de mânie, dacă tu ești plin de răutate, dacă tu nu îngădui pe nimeni, poți tu să spui că ești sigur de mântuirea ta, însă eu mă voi îndoi. Însă tu când ești plin de dragoste, Galateni, când tu ești plin de bunătate, când tu ești plin de pace, când auzi un lucru și nu-l înțelegi, însă te rogi ca să-l înțelegi, când auzi un frate cu o căzuță sau că a spus ceva, poate care nu e așa, tu când mergi și ridici, se dovada că ai Duhul Sfânt, roada Duhului Sfânt. Și asta înseamnă să ai siguranța mântuirii. Nu altceva. Nu te baza pe plânsete, pe experiențe, pe... Nu. Uită-te în viața ta. Spui Evanghelia. Un ucenic va spune Evanghelia. Un ucenic va fi un multiplicator. El va duce Evanghelia mai departe. Un ucenic nu-i ține pentru el. De-aia Hristos când a venit n-a făcut sinagogi. Sinagogi erau locurile unde evreii mergeau, se simțeau ei bine, dansau, cântau, țineau sărbătorile lor și plecau acasă. Hristos când a venit și când, după ce Duhul Sfânt s-a pogorât, s-a înființat biserica, putea să continue cu sinagoga, cu acest concept de sinagogă, în care pocăiții se simțeau bine acolo, ei între ei. Însă n-a făcut-o. A înființat biserica. Pentru că biserica trebuie să fie în lume. Trebuie să facă evangelizare. În primul rând trebuie să proclame cuvântul, de aceea primul stâlp a bisericii, îmi place să cred că ca unei orice biserici sănătoase, e proclamarea cuvântului, proclamarea cu autoritatea cuvântului, a Scripturii. Mai apoi al doilea, rugăciunea, noi ne rugăm pentru oamenii ăștia. Noi ne rugăm pentru oamenii cărora le spunem Evanghelia. Mai apoi, adorarea, noi adorăm numele lui Hristos. Și nu în ultimul rând, evangelizarea, noi mergem, noi ieșim de aici. Și ducem Evanghelia în casa noastră, ducem la locul nostru de muncă, ducem oamenii aici să audă Evanghelia, dacă noi nu le-o spunem. Când faci lucrurile astea, fii sigur de mântuirea ta, până nu le faci. Haideți să ne pocăim cu toții. Iisus Hristos spune, eu îmi voi zidi biserica și locuința morții nu va putea birui. Dacă astăzi biserica stă în picioare, sau dacă tu sau eu stau în picioare, e pentru că e Duhul Sfânt în noi. Și Cel ce e în noi e mai tare. Așa că fii sigur de mântuirea ta. Bucură-te de Duhul Sfânt într-o sărbătoare a bucuriei. Vreau să cântăm cântarea Ce dar nemeritat. Ce dar nemeritat. Ce drept am eu să fiu salvat. Am vreun merit? Cei 3.000 au avut vreun merit? Spune refrenul cântării, vrednic este mielul junghiat. Haideți să ne ridicăm în picioare și așa să cântăm cântarea asta. Sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Fă o sărbătoare când sufletul tău, așa cum am cântat, se lipește de Hristos. Să lipește de biserica Lui. Mă gândesc că Dumnezeu ți-a vorbit într-un chip sau altul. Mă rugam cu frații înainte de a începe biserica, Domnul să dea un duh de cercetare, Domnul să dea un duh de dragoste în biserică, că nu e ușor să vorbești de Duhul Sfânt. Un lucru care unește cel mai mult biserica, Duhul Sfânt, într-o vreme ca astăzi, e lucru care separă cel mai mult și cele mai multe certuri se dau de la Duhul Sfânt. Însă haideți noi să ne privim cu îngăduință unii pe alții, să deschidem Scriptura, să ne bucurăm de Duhul Sfânt. Îi aici cu noi, îi în noi, îi cu noi și va rămâne în viac, spune Ioan 14. Hai să ne bucurăm de promisiunea Mântuitorului. Ce dar nemeritat!